Sala de conferințe a unui hotel din Giurgiu a fost arhiplină azi cu angajați din mai toate instituțiile, autorităților publice locale și reprezentanței ONG-urilor pentru a participa la o dezbatere pe tema combaterii violenței domestice. Evenimentul a fost organizat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați în cadrul proiectului Sărbările Normalității. Violența domestică, la care județul Giurgiu reprezintă foarte bine, în sensul în care este pe un loc bun, e violență domestică puțină în județul Giurgiu. Săptămâna trecută am fost la Constanța, dumneavoastră ați lipsit. Ne-au sărit în cap mai mulți oameni pentru că am citit statisticile și județul Constanța se află pe primul loc. Cel mai mare număr de victime ale violenței domestice din țară. Giurgiu stă foarte bine, așadar o viață de calitate exclude și condamnă traficul de persoane și lipsa egalității de șanse. În ciuda acestui clasament în care este prezentat pe județe numărul victimelor violenței domestice, oficial nu există nicio statistică din care să reiasă numărul real al victimelor. În acest moment nu cred că există niște statistici relevante cu privire la fenomenul violenței. Ceea ce avem în momentul de față se referă la numărul cazurilor raportate la poliție sau la inspectorii sociali. Dar așa cum bine știți, cei care nu fac publice și nu apelează la instituțiile statului, numărul este mult mai mare decât cei care reclamă. Lupta cu mentalitatea, lacunele din sistem legate de legislație și lipsa procedurilor sunt principalele probleme cu care se confruntă autoritățile locale și centrale pentru eradicarea fenomenului violenței în familie. Este și motivul pentru care aceste dezbateri trebuie să aibă ca finalitate măsuri concrete și mai multe pârghii legale pentru cei care vor să combată acest fenomen. Avem în fața noastră un fenomen, l-am definit noi atunci și țin minte clipa în care ne-am apucat să creionăm cererea de finanțare pentru acest proiect, am făcut o schiță și o desenasem ca pe o pizza. Deci tot fenomenul violenței domestice ne l-am imaginat ca o pizza. Din păcate, eram împărțit în mai multe felii. Atribuțiile poliției începeau dintr-o parte, se terminau într-o parte, atribuțiile DGSTC-ului la fel, atribuțiile Ministerului Sănătății prin unitățile de primire urgențe din cadrul spitalelor județene sau spitalelor municipale, la fel, prefecturile cu rolul lor, însă se sesiza o oarecare lipsă de coordonare sau de comunicare interinstituțională care să ducă la eliminarea unei stări de vulnerabilitate în care se află victima. Anumite comportamente trebuie schimbate. Violența captează atenția ființei umane din cele mai vechi timpuri și o va capta multă vreme de acum încolo. Ce trebuie schimbat este comportamentul. Dacă Giurgiu, și mă bucur că e pentru prima dată că mă bucur că Giurgiu este printre ultimele locuri, este pe locul 37, cred că aici un merit important îl are și presa, mass media locală, care nu prea mediatizează violența. Dacă faceți o statistică și o analiză pe ceva vreme în urmă, o să vedeți că actele de violență nu prea sunt mediatizate. Dar în Giurgiu se prinde ProTV-ul? Se prinde, nu? Se prinde. Se prinde. Aș zice, din păcate, uneori, da. În sensul ăsta l-am întrebat. Da. Pentru acest din păcate, da. Avem opțiuni. Avem opțiunea să filtrăm atenția, să ne filtrăm atențiile și să fim selectivi atunci când consumăm evenimente. Sărbările Normalității, proiectul care își propune celebrarea unei normalități care exclude și condamnă violența domestică, traficul de persoane și lipsa egalității de șanse, este de mare anvergură. Dezbateri pe tema violenței sunt organizate în toate județele din țară, însă proiectul include și un concert, care la Giurgiu va avea loc sâmbătă la ora 17 în fața Teatrului Tudor Vianu. Pe scenă vor urca Ami, Liviu Teodorescu și MC Andy Nartea. Mai multe detalii despre Sărbările Normalității puteți urmări după jurnal în cadrul unei ediții speciale.